În Suceava au ajuns doi refugiați cu totul aparte. Este vorba despre un leu și o lupoaică de la grădina zoo din Zaporojie. În zilele următoare aici vor ajunge și trei hipopotami din Ucraina. Animalele urmează să stea doar temporar la noi în țară. El este Simba, un leu de 10 ani care a ajuns în România după ce mai mulți oameni cu suflet mare l-au scăpat din infernul din Ucraina. Leul trăia în grădina zoologică din orașul Zaporijje, dar datorită asociației Casa lui Patrocle a fost adus în România. Alături de el a fost salvată și o lupoaică. Animalele erau obosite, epuizate, leul era și puțin zgâriat la cap pentru că au, intrând prin halmeu, au traversat o zonă de munți și serpentine și au venit noaptea. Dar starea lor este bună. Sunt obosite și slăbite, dar au fost văzute de veterinari, sunt în regulă. Animalele nu vor sta mult timp la grădina zoologică din Rădăuți. Simba va petrece următoarele 21 de zile în carantină, după care va fi dus către un sanctuar din Africa. Lupoaica va ajunge în rezervația naturală de la Zărnești. Până atunci, îngrijitorii încearcă să le ofere cele mai bune condiții. S-a obișnuit. În curând o să vedeți dacă mai rămâneți, să le dăm de mâncare și atunci să liniștesc. Chiar până acum erau foarte liniștiți. Cred că e greu să obișnuiască. Vă dați seama după ce a fost traumatizat și după problemele care au fost acolo și transportul, deci a fost foarte, foarte greu. Un alt caz fericit se află la numai câțiva kilometri distanță, la Mitocul Dragomirnei. La un centru hipic de aici au ajuns din Odessa trei cai. We spent 5 days to take them to Romania because we have so much problems on the border with the customs. After we cross the border with Moldova, Russian warship start shell Odessa and we make it just in time. Proprietara cailor spune că soldații ruși bombardează o mulțime de centre hipice, în special din Odessa, deoarece din satelit acestea se aseamănă cu baze militare. Până acum ar fi murit sute de cai. Încercăm să le asigurăm absolut tot ce este necesar, de la hrană, îngrijire, curățenie, apă, furaje, suplimente. Este absolut normal să le oferim condiții cât mai bune, condiții normale pentru cai. Fiecare din cei veniți au boxe individuală, dar avem și padoace separate unde îi scoatem să facă mișcare. De când a început războiul din Ucraina, zeci de animale au fost aduse la noi din țara vecină. În zilele următoare, în județul Suceava, vor ajunge chiar și trei hipopotami.